Primul premiu din seria Billion Club, adică afaceri de peste un miliard de lei, revine către Hella România. Compania Hella a intrat pe piața locală în anul 2005 și iată, vin și aplauzele pentru toți acești ani. În prezent deține un centru administrativ la Timișoara și trei fabrici, Timișoara, Arad și Lugoj, dar și trei centre de proiectare și dezvoltare în Timișoara și Craiova. Pe scenă deja a urcat Sebastian Nicoară, director Hella Technical Center Oradea. Felicitări! Bună seara și mulțumesc pentru primire și introducere. Domeniul automotive este unul dintre cele mai bine reprezentate aici în județul Timiș, iar lista companiilor miliardare cu afaceri de peste un miliard de lei include multe companii din acest domeniu. TRV Automotive Safety System, înființată în 2004 și intrată ulterior în cadrul grupului ZEF, a depășit în 2021 afaceri de 1,6 miliarde de lei. Vorbim de un profit de 55 de milioane de lei cu mai mult de 3100 de angajați. Este momentul să oferim acum un premiu și pe scenă îl invităm pe Iulian Piele, Operations Manager TRV Automotive Safety Systems. Bună seara și felicitări! Acesta este trofeul Forbes. Bună seara! Bună seara! Mulțumim foarte mult pentru premiu! În lista premianților Billion Club, afaceri de peste un miliard de lei, regăsim și Aptiv Technology Services and Solutions. Compania cu sediul în localitatea St. Nicolae Mare de aici din Timiș a depășit în 2021 pragul de 4500 de angajați și a finalizat anul cu o cifră de afaceri de 1,58 miliarde de lei și un profit de peste 23 de milioane de lei. Compania care produce componente auto și oferă tehnologie pentru automobilele autonome a fost cunoscută anterior sub numele de Delphi Automotive, dar s-a divizat în 2017 în Aptiv și Delphi Technologies. Pentru premiul din această seară îl invităm pe scenă pe directorul general Aptiv, domnul Jorge Damasceno. Congratulations! Bună seara! I'm sorry, I'm going to speak in English. Thank you so much. Am venit la Timișoara, dar ne ocupăm de întreaga regiune și vă spunem că Smart Diesel este cea mai mare afacere din județul Arad, din punct de vedere al cifrei de afaceri, cu mai mult de 1,5 miliarde de lei și un profit de peste 43 de milioane de lei în anul 2021, ultimul an pentru care există date la nivelul site-ului Ministerului de Finanțe. Afacerea fondată de antreprenorii români Ovidiu Andrie și Daniel Imbre a fost preluată la finalul anului 2020 de către grupul german DKV. Iar acum pentru premiul din această seară o să o invităm pe scenă pe Claudia Barbu, care este Marketing Communications Manager la Smart Diesel. Bună seara și felicitări! Bună seara și mulțumesc! Mergem acum la cea mai mare companie din industria alimentară din județul Timiș și în același timp și cel mai mare producător de carne de porc din România. Vorbim de anul 2021, când Smithfield România a avut afaceri de aproape 1,3 miliarde de lei, comparabile cu anul precedent. Din păcate și pierderile din 2021 au fost comparabile cu cele din anul precedent, de aproximativ 70 de milioane de lei. Numărul de angajați însă s-a apropiat de 2600, asta înseamnă o creștere de 7% față de anul precedent. În această seară avem un premiu pentru Smithfield România, așa că îl invităm pe scenă pe domnul Bogdan Ban, care este coordonator sustenabilitate la Smithfield România. Bună seara și felicitări pentru premiu! Bună seara, mulțumesc, suntem onorați! O să vă spun acum că Forbes România va organiza la finalul lunii iunie prima ediție a unei gale care va include campionii businessului românesc. Asta înseamnă acele companii care au reușit să crească permanent în ultimul deceniu și care au reușit în același timp să înregistreze profit în fiecare an. Cel mai mare dintre campionii județului Timiș este Agri România, care a finalizat anul 2021 cu afaceri de peste 900 de milioane de lei și un profit de peste 42 de milioane de lei. Pentru premiul din această seară o invităm pe scenă pe Monalisa Ungureanu, CEO-ul Agri România.
Bună seara, felicitări! Bună seara, mulțumim! O să vă vorbesc acum despre Vitesco Technologies, o companie lider în domeniul tehnologiilor de transmisie moderne și a soluțiilor de electrificare. Este una dintre cele mai importante afaceri din județul Timiș, afaceri de peste 900 de milioane de lei și un profit de peste 13 milioane. Mai important, compania și-a crescut în ultimii ani numărul de angajați în cadrul operațiunilor sale din Timișoara, dar și din Sibiu, Brașov sau Iași. Este bine poziționată pentru a profita de pe urma transformărilor pe care le va înregistra industria auto în perioada următoare. Deja este pe scenă, deja puteți să-l aplaudați pe Adrian Harea, care este Head of Control Technologies Application la Vitesco Technologies. Bună seara și felicitări! Bună seara și în primul rând ne onorează această invitație și mulțumim pentru acest premiu. Următorul este pentru cea mai mare companie din Caraș-Severin, cel mai mare angajator și în același timp și cea mai profitabilă din județ. Producătorul de componente auto, Sumitomo Electric Bornețe, partea grupului Nippon Sumitomo, este unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto la nivel mondial. Avea la finalul anului 2021 peste 7100 de angajați, afaceri de aproape 820 de milioane de lei și un profit net de aproape 50 de milioane de lei. Pentru premiul din această seară îl invităm pe scenă pe domnul Cătălin Tișăr, General Manager. Bună seara! Felicitări! E pornit! Bună seara! Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Între timp, eu o să mă ocup de următorul premiu pe care îl oferim aici, în Gala Forbes. Furnizorul de carburanți Artoil a fost în 2021 cea mai mare afacere antreprenorială din județul Timiș, revenind pe creștere după o scădere din 2020. Compania a investit în creșterea flotei de cisterne și în optimizarea proceselor interne și a consemnat afaceri record de peste 700 de milioane de lei. În același timp, profitul companiei, înființată în 2012, a fost de aproape 7 milioane de lei. Pentru trofeul din această seară o invităm pe scenă și vă rog să o aplaudați pe Alexandra Bunceanu, care este General Manager Art Oil. Bună seara și felicitări! Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Este a doua ediție la care suntem prezenți și suntem onorați de acest premiu. Cea mai mare companie din domeniul energiei din județul Timiș a fost în 2021 E-Distribuție Banat, o cifră de afaceri de 550 de milioane de lei, în creștere ușoară față de anul precedent. În același timp, compania a trecut pe pierderi, numărul de angajați păstrându-se la aproximativ 750. Pentru premiul din această seară îl invităm pe scenă pe Alin Crăciunescu, care este director regiune operațională Banat și vine chiar acum pe scenă. Vă rog să-l aplaudați! Bună seara! Stați că vă dăm imediat și microfonul. Bună seara! Următorul premiu din această seară este acordat către Agroland Business System. Nu sunt multe companii din județul Timiș listate la Bursa de Valori din București, deci prezența de aproape 2 ani pe piața aero a companiei Agroland Business System este cu atât mai importantă. Businessul fondat și condus de antreprenorul Horia Cardoș și a crescut cu 30% veniturile consolidate la peste 300 de milioane de lei anul trecut, în contextul în care anul 2022 a reprezentat un adevărat test de reziliență pentru companii. Este momentul să oferim acest premiu și îl invităm pe scenă pe domnul Adrian Gafița, director financiar de grup Agroland, care, iată, ridică acest premiu. Bună seara! Bună seara și vă mulțumesc foarte mult! Multă vreme, Timișoara a fost cel mai important oraș pentru businessul românesc în afara capitalei. Iar când vine vorba de spații de calitate pentru companiile active în Timișoara, cel mai cunoscut nume a fost și rămâne AFI Park Timișoara, un complex de 5 clădiri de birouri clasă A. Proiectul finalizat în urmă cu un deceniu a fost subiectul mai multor tranzacții și este deținut acum de către unul dintre liderii pieței imobiliare locale, AFI Europe România. Este momentul să oferim un premiu, iar pentru acest premiu o invităm pe scenă pe Emma Toma, care este Head of Office Division AFI Europe România. Bună seara! Mulțumesc pentru premiu! Cea mai profitabilă afacere antreprenorială din ultimii ani a fost unul dintre cei mai importanti jucători de pe piața autohtonă a vinului, Cramele Recaș.
Compania cu afaceri de peste 1 miliard de lei în 2021, în creștere cu aproape un sfert față de anul precedent, se află în cel mai bun moment al existenței sale, profitul crescând în 2021 cu mai mult de jumătate, până la 73 de milioane de lei. Este momentul să oferim un nou trofeu Forbes, așa că ne bucurăm să-l invităm pe scenă pe Ioan Georgiu, care este acționar Cramele Recaș. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc mult pentru trofeu, pentru premiu. Haideți să trecem la următorul trofeu. Județul Timiș a fost în ultimul deceniu în topurile de business pe care le-a făcut revista Forbes România. Iar cea mai mare companie din județ, Profi Romfood, se află între cei mai importanți retaileri din România. În 2021, compania a înregistrat afaceri de peste 9,5 miliarde de lei, este un record istoric, în timp ce numărul de angajați a fost de aproximativ 16.000, conform datelor care există pe site-ul Ministerului de Finanțe. Este momentul să oferim un nou trofeu Forbes, iar pentru acesta o invităm pe scenă pe Gabriela Sârbu, care este director de sustenabilitate Profi. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc frumos! Cu mai bine de două decenii în urmă, unul dintre distribuitorii de top din domeniul pharma, Fildas Trading, achiziționa compania farmaceutică Argeș Farm, care deținea un lanț de 30 de farmacii. Așa apărea pe piață brandul Catena, care a ajuns între timp cel mai important nume din domeniul retailerului farmaceutic, o rețea de peste 850 de unități, peste 6.500 de angajați și 4,5 milioane de clienți fideli. Bineînțeles că afacerea s-a dezvoltat și în regiunea în care ne aflăm, așa că în aplauzele dumneavoastră îl invităm pe scenă pe Ovidiu Benchis, care este șef de filială Timișoara la farmaciile Catena. Bună seara și felicitări pentru acest trofeu! Bună seara și mulțumesc, sunt foarte onorat să fiu în seara asta alături de dumneavoastră. Vă mulțumim dumneavoastră încă o dată că ați venit la acest frumos eveniment Forbes. Numele meu este Bogdan Miu, să aveți o seară frumoasă în continuare și să ne revedem și anul viitor. O seară bună!